Antonia și Valentin și-au pus multe întrebări asupra relației lor. Oare ce răspunsuri au găsit? Ne-am pus întrebări dacă chiar ne potrivim din moment ce semănăm foarte mult și mă gândeam, oare am nevoie de o persoană care să fie ca mine sau mi-ar fi mai ok să stau cu un băiat care e mai liniștit sau mai calm sau... Și care este răspunsul? Nu am avut un răspuns neapărat, adică am un răspuns, de fapt răspunsul în capul meu a fost, da, dar tu ești cum îmi doresc eu, pentru că pot să stau cu, să zicem că stau cu un băiat mai liniștit și mai cald, dar nu are toate calitățile pe care le-ai tu. Mulțumesc. Înțelegi? Că pentru că tu ai foarte multe calități și ai exact ce îmi doresc eu, gen... că ești masculin și porc. Orgolios, dar orgoliu din ăla bună, de ăla de bărbat, gen, știi, eu sunt bărbat, e... Da. Înțelegi, tu ai chestiile alea de bărbat, care mie îmi plac foarte mult, principiile alea. Mișto. Da, și că... Și dai atenție și te porți frumos cu mine și spui cuvinte frumoase. Eu am nevoie pentru mine, este foarte important să verbalizezi ce gândești. Să verbalizez, să vociferez, să spui vehement cum vrei să mă exprim. În orice fel pot să mă exprim, dacă vrei. Să spui tot. Eu trebuie să aud tot. Și mie îmi place să aud. Da. Mm-hmm. Și îmi place mult chestia asta tine că tu vorbești. Adică nu ai vreo rușine sau vreo frică sau vreo, nu știu, vreo teamă, domne, că... De ce? Nu neapărat de supărat, cât că ai și chestia asta, îmi spui că sunt frumoasă, că mă placi, că nu știu ce, știi? Adică mulți bărbați au frica asta să spună lucrurile astea, dar tu nu ai. Și îmi place foarte mult și asta te face... Îmi place foarte mult. Și că... Hai să ești deșteaptă. Câte mai avea niște chestii de... controlare așa, un pic. Dar nu numai la tine. Vorbesc și la mine. De control? Uite, fix cu asta, cu discuțiile astea. Când ne aprindem un pic, e greu să ieșim din pasa aia, gen. Adică eu zic din punctul amândurilor. Acum nici nu au mai fost chestiile astea. Au început să mai liniștească apele de peste tot, zic. Un pic, că ajungem, că tot mă contraziceai, tot mă corectai, la un control mult mai bun unul la altul, gen. Dar trebuie să înțelegem amândoi nevoile, adică, bă, cum ți-am zis, ți-am mai zis odată, bă, vezi că sunt un pic aprins, nu mă prinde mai rău. Și tu ne-au spui chestii, care și care, da, și care putea să te deranjeze, dar mie... Eu le-am scos acum pe gură, acum o secundă, în secunda 2 față de tine îmi pare foarte rău, înțelegi? Adică îmi dau seama că ți l-am spus greșit și că nu e ce trebuie ce am spus, înțelegi? Dar oricum, intenția nu o să fie niciodată rea. Oricum și când ne-am certat, am avut acel argument că nu ne-am certat, am avut argumentul afară. Eu te-am văzut că erai foarte nervos și ai văzut că eu consider că nu am ridicat tonul sau n-am țipat, am încercat să fiu cât de calmă pot, deși eram foarte nervoasă. Ok, am înțeles ideea, nu mai trebuie să ne întoarcem. Vorbesc ceva general. Da, ai dreptate, dar eu zic că mai bine mă lași un pic. Să te calmezi. Să mă calmez și după aia... Și după aia vorbim și îmi pui orice întrebare și sunt dispus să te ascult, sunt dispus să rezolvăm problema. Eu nu sunt genul să, bă, ne-am certat, gata, bă, ne-am certat, gata. Sunt genul de persoană care încerc să repar până și cred că nu se mai poate. Și la fel nici eu nu renunț. Chiar nu renunț. Că de-aia, acum zic la general, de-aia nici nu mai merg relațiile din ziua de azi. Pentru că oamenii renunță prea repede și au orgoliu prea mare. Poți să te întreb ceva? Spune-mi. Deci săptămâna viitoare facem o lună. În luna asta, ai simțit vreodată că vrei să ne despărțim? Da, fii sincer. Te mai că... Bă, poate chiar în prima săptămână. Sincer. Da. Dar ți-am zis, mi-am dat seama de mai multe lucruri, că nici nu te cunoșteam așa bine. Au fost și tensiunile care erau și
chestia cu... conflictul? Nu conflictul. Că l-a fost după aia. Da, eu aș fi... Erau fazele pe care le făceam eu. Da, adică mă de vrei, nu mă vrei. Și atunci te gândești să renunți. Da. Ceea ce este perfect plauzibil. Mulțumesc. Adică oricine s-ar fi gândit la asta, nu e nimic de condamnat. Dar aseară la ziua Elizei, cei doi nu se mai opreau din tachinare. Te-ai supărat? Da, să mă dai. Te-ai supărat? Da, stă mă, că-i cagnet, am zis, da. M-am supărat, nu? Avem glume? Nu! Haide, avem glume? Nu, avem glume pe una, nu? Îmi pare rău! Avem glume? Vali, dai tort! Dai tort, Vali! Dai tort, Vali! Dai tort! Vali, dai tort! Și Khaled, victimă colaterală. Exact. Da, am indicat-o acolo, s-a zbătut un pic și am simțit-o că o scap și să nu ne lovim. Un pic mai mult s-a zbătut și am simțit pe scap și am dat drumul. Și după aia am întins aici pe canapea și s-a întins mușchiul la picior, dar e totul bine. Ai făcut o întindere? Da, am făcut o întindere la picior, dar sunt ok, eu trebuie să iau o pauză. Sper că nu de la Valentin. Nu știu cum o să reușesc, că eu sunt foarte agitată. O să mă străduiesc. Acum să nu mai spui lucrul ăla lucrul la care îl supără pe Valentin. Da, păi ești foarte agitată, trebuie să te mai liniștești un pic tu cu tine, nu? Am luat-o în căratul sus în dormitor. Da. M-a cărat în pat, foarte atent. Și eu n-am rămas acolo. S-au deschis ușile și nu știu eu? Nu, azi că n-a rămas. Mai aveți vreo 3 luni, 4, chiar. Nu, doream să fiu lângă ea acolo. Lăsați, că n-a fost chiar așa de grav accidentul. Nu, n-a fost, ok. Așa ai fost lângă Khaled, că și el s-a accidentat, nu? E și el un om, de el n-a avut nimeni în grijă. Khaled îmi pare rău dacă a lovit. Eu n-am știut, îmi pare rău, n-am știut. Nu s-a întâmplat mare lucru. Da, bine, ne pregătim să luăm o pauză de publicitate, dar după pauză vedem ce au oamenii ăștia doi de când a început emisiunea, că sunteți pe de azi dimineață, nu? Sunteți cu cearta. Da, nu e o ceartă. Dar ce? Am discutat. Ești gelos? Eu? Da, iar să zic de gelozie, m-am plictisit. Nu e nicio gelozie, dar am zis ceva ce m-a deranjat. Nu știu, probabil am eu probleme la cap. Se cheamă gelozie. Eu zic că nu-i geluzie. Las că vedem după pauză, da? Ce l-a deranjat pe Alexandru?